Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre 5 metode prin care poți să faci bani pe internet începând din momentul acesta. Aceste metode sunt gratuite, pur și simplu o să trebuiască să investești ceva timp. Aceste metode nu o să-ți aducă un venit instant, adică nu o să faci bani din prima zi, doar că o să trebuiască să depui ceva muncă la început, și să culegi roadele mai târziu. O să începem cu prima metodă, dar înainte să vorbim despre prima metodă, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că mă ajută foarte mult și vreau să facem 7000 de abonați. Lăsați și un like la acest videoclip pentru că vizualizările mele au scăzut destul de mult, nu am mai postat de ceva vreme. Și poate dacă lăsați un like la acest videoclip, reușim să reînviem cumva canalul și nu știu, să atragem mai multe persoane pe canal. O să începem cu prima metodă și prima metodă se numește peer-to-peer -peer lending. Da? Pur și simplu, dacă ai bani, da, nu recomand să-ți investești banii de care ai nevoie. Da? Să zicem că mai ai, nu știu, 1000 de lei în contul tău, nu-ți nu, -ți, nu -ți recomand să investești banii ăia, îți recomand să investești bani nu știu de care te poți lipsi pentru, nu știu, următorul an sau următorii 2 ani sau următorii 5 ani. Da, pur și simplu investește bani la care nu o să te gândești în următorii 5 ani. Dar dacă vrei să investești bani și să primești bani înapoi în mod pasiv, vă recomand Mintos. Mintos este o platformă de peer-to-peer -peer lending, pur și simplu persoane care nu reușesc să primească un credit la o bancă normală, cum ar fi um, Banca Transilvaniei sau Raiffeisen, pur și simplu se duc pe site-uri de genul ăsta și aplică pentru un credit acolo unde mai multe persoane se strâng și investesc bani în acel, în acel credit, iar tu o, să primești o, tu o să primești o dobândă în fiecare lună pentru, pentru, um, pentru investiția pe care ai făcut-o. Da, de exemplu, contul meu, din datele pe care le-a adunat până acum și din toți banii pe care i-am avut investiți în acest, în acest, cont, bineînțeles, acum i-am retras pe toți, dar din toate datele pe care le-a strâns de pe contul meu, puteți vedea că eu primeam o dobândă de 8, 8%. da? ceea ce nicio bancă din România nu ți oferă bani atunci când îți depozitezi banii într-un depozit la oricare bancă pe care le folosiți. Da? De exemplu, știu că Banca Transilvaniei îți oferă o dobână de 0,50% pe an da? și acest website îți oferă o dobână de 8%. Investițiile nu sunt, nu știu, nu o să fie toate 100% profitabile, bineînțeles, o să fie unele investiții sau unele credite, credite care nu o să fie plătite, Mintos are, un, are o opțiune care se numește buyback garantii, ceea ce înseamnă că dacă persoana nu își plătește nu își plătește datoria, Mintos o să îți plătească înapoi banii doar că o să dureze ceva, ceva vreme, de, de obicei de exemplu dacă creditul este pe nu știu, 6 luni și persoana nu plătește nu își replătește creditul, Mintos o să mai dureze, să zicem, încă vreo 2-3 luni ca Mintos să recupereze acei bani și să îi a, trimită în contul tău. Practic, tu nu o să poți să pierzi a, niciun leu investind în această metodă dacă investești cu a, opțiunea Buy Back garantii. Da? Vă recomand, dacă începeți să investiți în această metodă, vă recomand să verificați toate investițiile pe care le faceți, să aibă opțiunea buyback garantii activată ca să nu puteți pierde să nu puteți pierde bani. Da? De exemplu, dacă o persoană nu plătește, tu o să-ți primești banii înapoi și nu, nu pierzi absolut nimic. A doua metodă este să începi un canal de YouTube. Puteți vedea că canalul meu a fost monetizat undeva în septembrie, da? pe, nu, da, pe 2 octombrie de fapt, Uh, și puteți vedea că din, uh, din octombrie până acum pe 17 septembrie, canalul ăsta a făcut uh, 580 de dolari. Nu uh, e o sumă foarte mare. Uh, nici nu am petrecut, nu știu, foarte mult timp să creez aceste videoclipuri. Uh, de exemplu, îmi ia undeva la, mă rog, îmi lua undeva la, nu știu... 10 minute, 20 de minute să încarc un videoclip pe, pe YouTube. Acum încerc să le fac un pic mai, nu știu, să le fac un pic mai interesante, să le editez un pic mai mult. Acum îmi, acum îmi ia mai mult să creez aceste videoclipuri, de asta nici nu mai postez așa, așa des în fiecare zi. Dar ca să faci bani pe YouTube necesită foarte multă, foarte multă muncă și să fii consistent. Da? Adică dacă postezi 10 videoclipuri luna asta și după trec, nu știu, 10 luni sau trece un an și tu nu ai mai postat niciun videoclip, canalul ăla nu o să fie de succes. Trebuie să postezi în fiecare săptămână, trebuie să fii consistent, dar dacă nu poți posta în fiecare zi, măcar în fiecare săptămână sau măcar o dată pe lună. Um, dar dacă postezi o dată pe lună, canalul tău o să crească foarte, foarte greu. Nu primesc foarte mulți abonați, habar, n-am de ce nu primesc foarte mulți abonați. Cred că primesc undeva la 50-60 de, um, de abonați pe lună, um, dar canalul acesta îmi generează o sumă, um, o sumă de bănuți în fiecare lună, în mod pasiv, da? chiar dacă uneori nu pot să postez sau uneori postez prea mult dar canalul ăsta îmi generează bani în mod pasiv în fiecare lună. Da, deci puteți vedea că canalul ăsta face undeva la 2 dolari în fiecare zi. Au fost zile în care nu am mai postat, da? și puteți vedea că um, a scăzut la 1 dolar pe zi. Deci canalul ăsta face bani și atunci când uh, când nu postez. Dacă mergem la content, um, puteți vedea că și dau în ultimele 90 de zile nu am mai postat, abia acum am, re am început să postez din nou, dar nu am mai postat tocmai ultimul videoclip pe care l-am postat a fost pe 4 august și după nu am mai postat pentru ceva vreme, um, aproape o lună și ceva. Um, dar chestia pe YouTube uh, trebuie să fii consistent dacă vrei să faci, dacă vrei să faci bani. Pe, pe, YouTube din această, din această metodă. A treia modalitate de a face bani pe internet este să creezi un curs scris sau un curs video și să-l postezi pe Gumroad sau Skillshare. Da? De exemplu, poți să iei acest videoclip, să creezi un tutorial scris într-un fișier PDF sau un, nu știu, într-un fișier text și pur și simplu să îl încarci pe Gumroad și să aștepți să faci bani în mod pasiv. Chestia cu Gumroad este că la început la, la început, atunci când încep să postezi pe Gumroad, să-ți postezi produsele digitale pe Gumroad, o să trebuiască să faci suma minimă de 10 dolari. Um, ca să faci suma asta minimă, o să trebuiască să ai audiența ta sau să îți găsești um, clienți pe, pe internet, ceea ce înseamnă că uh, să faci suma asta pe Gumroad o să trebuiască să îți promovezi produsul, um, nu știu. Prin reclame pe Google sau pe grupuri pe Facebook, nu știu cum poți să promovezi produsul ăsta, dar ca să, ca să, ca să poți beneficia de, de tot ce poate acest website să ofere, trebuie să faci o sumă minimă de 10 dolari. Din, din traficul tău propriu, dar după ce ai făcut 10 dolari, Gumroad începe să îți promoveze el uh, produsele și tu nu, nu o să mai trebuiască să faci absolut nimic, pur și simplu o să faci venit uh, pasiv în fiecare zi, depinde de ce produs um, sau ce produse postezi pe acest, uh, pe acest website. De exemplu, dacă mergem pe dashboard-ul meu, uh, puteți vedea că am creat un curs simplu da, pentru persoanele care mă, care mă urmăresc pe Medium. Am creat acest curs și a făcut abia o vânzare, dar acest produs l-am pus la 9,99 dolari, iar mie îmi trebuie 10 dolari. Deci probabil o să trebuiască să mai fac încă o vânzare ca Gumroad să înceapă să îmi promoveze produsul. Eu am creat o carte electronică despre câteva, despre câteva sfaturi despre cum să devii un scriitor mai bun, adică cum să faci bloguri, cum să faci și cum să scrii articole pe Medium și tot așa, da? Și până acum din acest, din, din acest curs am făcut 9,99$, iar acest curs cred că mi-a luat undeva la două ore să-l fac. A patra metodă prin care puteți face bani este să vă creați un cont pe un cont pe Fiverr și odată ce ați făcut, ați făcut chestia asta trebuie să vă gândiți la un skill pe care îl dețineți, da? de exemplu sunteți foarte buni la creat, nu știu, designuri sau puteți fi un actor, da, de exemplu să, nu știu, să citiți un text cu vocea voastră și să îl trimiteți pentru că sunt foarte persoane, da, poți să fii un să faci voice-over, da um, sau poți să, nu știu poți să construiești um, um, website-uri da? sau poți să ai grijă sau să crești canale de social media, da, cum ar fi să ai grijă de uh, contul unei persoane care este, nu știu care este un influencer da, și are nevoie de persoane să îi um, să Um, să, să îi aibă grijă de conturile sale de social media, dar poți să faci chestia asta pe Fiverr, poți să îți, -ă, îți postezi um, skill-ul tău pe Fiverr, iar lumea o să vină la tine și o să ți cumpere um, acel skill, dacă skill-ul tău este ceva ce acele persoane, acele persoane caută. da? Um, de exemplu, eu am câteva, am câteva anunțuri, să zicem așa, pe Fiverr, în care um, creez videoclipuri pentru canale de genul care fac top 10 chestii sau pot să îți scriu un articol pentru website-ul tău și până acum cred că am făcut doar luna asta până pe 17. Cred că am făcut peste undeva peste 500 de euro. De asta nici nu am mai postat foarte mult pe Medium pentru că am găsit alte metode prin care să fac, prin care să fac bani. Iar Medium s-a schimbat destul de mult în ultima, în ultima vreme și nu știu cât de profitabil mai este. A, cin a cincea metodă și ultima metodă este să vă faceți un cont pe Vocal. Momentan, Vocal mi se pare că este mult mai bun decât, decât Medium. Um, Unul la, la mână, mi se pare Vocal că este mai bun decât Medium pentru că te plătește pentru vizualizările pe care le aduci din afară și mi se pare mult mai simplu să fac vizualizări în modul ăsta, da? Pentru că poți să creezi niște articole um, care să îmi atragă vizualizări din afară destul de simplu și poți să îmi promovez articole pe Pinterest, poți să mi le promovezi pe Instagram, poți să mi le promovezi pe Facebook și să mi aduc um, audiența mea pe acele articole și să fac mai mulți bani. Um, pe Medium nu poți să faci chestia asta pentru că dacă vrei să faci bani pe Medium, persoana cu cui promovezi tu articolul o să trebuiască să fie membru ca să, ca, să, ca să poți să faci bani de pe urma vizualizărilor pe care le aduci din afara website-ului. Pe Vocal e diferit. Vocal îți oferă și tot felul de bonusuri, da? de câte ori, de exemplu, dacă atingi, nu știu, 1000 de vizualizări, dacă atingi 100 de urmăritori sau realizări de genul ăsta, Vocal te răsplătește dându-ți tot felul de, tot felul de bonusuri. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu și ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!